De multe ori se întâmplă ca turiștii care ajung în anumite zone din țară ori din județ să nu găsească informații despre anumite obiective turistice. Ei bine, reprezentanții unei asociații oferă gratuit informații cu ajutorul unor plăcuțe cu coduri QR, ce sunt amplasate pe unele obiective și trebuie doar scanate cu telefonul mobil pentru a afla toate datele necesare. Recent, tunelul cu 365 de sfinți de la Straja, dar și câteva obiective din Lupeni, au fost cadorisite cu astfel de coduri. Problema este însă că mulți dintre primari sunt reticenți atunci când vine vorba despre aceste coduri QR. Turiștii care ajung în Lupeni, în Valea Jiului, pot descoperi povestea principalelor obiective turistice din oraș și din zonă prin utilizarea codurilor QR. Plăcuțe cu astfel de coduri au fost amplasate pe mai multe monumente, biserici, inclusiv la Tunelul Sfinților Ortodoxi de la Straja, în cadrul unui proiect derulat de către Asociația Călător prin România, în parteneriat cu Primăria Lupeni. În municipiul Hunedoara am montat în Lupeni și Straja și urmează să montăm în Vulcan. Și am mai discutat cu încă câteva primării, dar încă nu ne-au răspuns. Noi avem în plan să marcăm toate, v-am spus, toate obiectivele turistice și monumentele istorice pe care le aveți în județ. Adică să luăm localitate cu localitate, metru cu metru și să documentăm și să vedem ce putem să scoatem la lumină. Prin scanarea codurilor de pe plăcutele informative amplasate, oricine poate afla detalii privind istoria monumentului sau clădirii respective, ele fiind traduse în 33 de limbi străine. Proiectul se numește Digitalizarea turismului din România. Încercăm practic să mutăm tot patrimoniul și toate obiectivele turistice în mediul online. Noi am făcut o platformă în acest sens unde includem toate monumentele istorice și obiectivele turistice, istoria lor, legende și tot ce ar putea fi vandabil, ce ar putea să atragă turistul să vină în anumite zone. De asemenea, pentru că turistul care ajunge într-o anumită zonă nu poate accesa platforma, ne-am gândit să facem niște plăcuțe din acelea cu cod QR care odată scanate de către turist va ajunge direct la povestea respectivă, unde se află în momentul acela. Platforma este tradusă în 33 de limbi și are acoperire internațională. Din păcate, chiar dacă este un serviciu oferit gratuit de către asociație, cu intenția de a sprijini în primul rând turiștii, dar și autoritățile publice locale, unii primari sunt reticenți. Cu ajutorul acestor coduri se poate ține și o evidență clară a turiștilor. Au fost două tipuri de primării, primării care au acceptat imediat și am început să lucrăm, dar și primării care au fost extrem de reticente, primării care nu au vrut să colaboreze cu noi și într-un final n-am mai colaborat. Deci s-au închis ușile nas. Plus că pe ei ajută foarte mult treaba asta, pentru că ei știu în fiecare minut câți turiști reali au vizitat locurile respective și pot pe baza unor informații, unor statistici pe care noi le generăm, ei să-și facă strategiile lor locale. Activitatea face parte din proiectul Digitalizarea turismului din România, prin care se dorește descoperirea, documentarea și promovarea capitalului turistic și cultural din întreaga țară.